Bună pești și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 6-12 martie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din Zodia Pești, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Dragii mei pești, săptămâna începe cu tot felul de surprize legate de persoane din trecut. Ei uite că ai ocazia să reiei legătura cu anumite rude pe care nu le-ai mai văzut de ceva timp și tot această săptămână vine pentru tine cu niște dezvăluiri care te vor mira extraordinar de mult. Surprize pe care le ai legate de drumurile pe care le faci, legate de anturajul tău, dar bineînțeles că și niște surprize pe care le ai legate de niște studii pe care le faci sau ceva legat de un examen. Uite că săptămâna. Vine și cu o lună plină în semnul fecioarei. Uh, lună plină care pentru tine activează această axă a relațiilor. Și uite că în această săptămână tu vei afla de o despărțire, de o închidere, vei afla de o decizie importantă pe care cineva din jurul tău o ia. Nu sunt chestiuni neapărat negative. Uh, pentru pentru pești care au început. O relație sau ați început o colaborare, v-ați împrieteni cu cineva. Acum jumătate de an, îi uite că acum este ca un fel de test, ca un fel de examen prin care treceți cu persoana respectivă. Discutăm despre faptul că, în sfârșit, se finalizează, începând cu această săptămână, o problemă birocratică sau uite că este o săptămână care îți poate aduce foarte mulți clienți, foarte mulți. Parteneri de afaceri sau poate să fie o săptămână în care mulți oameni te contactează, vor să ia legătura cu tine. Însă apar și tensiuni. Uite că pe 7 martie Saturn intră în semnul tău și uh, interesant este că această închidere sau acest eveniment care se petrece, să știi că vine pentru tine cu foarte multă. Uh, foarte multă maturitate, deci e nevoie să abordezi viața cumva într-un mod mai matur și vezi că tot Saturn de acolo te pune să mai elimini puțin din anumite activități pe care le faci, pentru că na, este nevoie să te pui puțin pe primul loc cu Saturn acolo și să înțelegi să-ți mai limitezi puțin, știu eu, iubirea așa fără limite față de ceilalți. E ok că faci lucrul acesta, însă bineînțeles că e nevoie să-ți mai limitezi puțin, să-ți mai vezi puțin prioritățile, să te mai pui puțin pe primul loc. Da, asta oricum, trei ani de zile avem timp să discutăm, 2-3 ani cât stă Saturn acolo, dar această săptămână da, vine cu așa ceva. Și bineînțeles că Saturn acolo, să știi că mai vorbește și despre anumite obiceiuri pe care le ai împreună cu prietenii, împreună cu grupurile de oameni din care, mă rog, din care faci parte, nu sunt obiceiuri neapărat sănătoase. Și din acest motiv ar fi bine să acorzi o mai mare atenție acestor lucruri Bun, apoi, tot această săptămână, mai spre final așa Uite, vine pentru tine cu niște rezolvări legate de casă, de familie Niște rezolvări legate de o moștenire legate de niște bani și uite că acum reușești să ai niște discuții extrem de frumoase. Mai mult decât atât, vezi că în această săptămână începe să se simtă acel care între Marte și Neptun din zodia ta, așa că nu vei vedea tu lucrurile foarte, foarte clar. Din acest motiv ți se cere să, să lucrezi cu tine și să lași puțin deciziile cu ceilalți puțin deoparte. Mai mult decât atât, tot spre finalul săptămânii, uite, văd niște conversații foarte plăcute pe care le poți avea, fie cu prietenii, fie cu persoanele draștie. Discutăm despre o perioadă extrem de frumoasă în care vei reuși să, să crești, să înflorești și, bineînțeles, că drumurile scurte, plimbările sunt foarte binevenite în weekend, mai ales. Să vedem acum, dragii mei pești, și un mesaj din partea arhanghelilor, ce trebuie să cunoașteți pentru această săptămână. La mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor, pentru că este 8 martie. Hai să vedem, dragi pești. Mesajul este libertatea interioară. Păi îmi dau seama cu Saturn și de acolo din vârstător, e clar că vă simțiți ceva mai liber, dar uh... Adică nu mai sunteți așa în spate, ci mai degrabă sunteți într-o perioadă în care, așa cum am spus, trebuie să lucrați cu voi. Libertatea ta interioară, emoțiile tale vor fi extrem de importante în această săptămână și avem numărul 10. Este clar că ceva se încheie, ceva se finalizează pentru tine în această perioadă, însă văd aici și un nou început. Numerele importante 1 și 10. Poate data de 10 este importantă pentru tine. Culorile sunt mov, portocaliu, albastru, auriu, iar arhanghelul Zadakiel este cel care îți oferă un dar, un cadou și este cel care îți transmite următorul mesaj. Te ajut să trezești în ființa ta încrederea în sine, libertatea interioară benefică, bucuria divină și astfel să te poți manifesta drept un conducător exemplar. Frumos! Deci este o săptămână în care tu vei deveni mult mai încrezător în tine, te vei simți mult mai liber și uh, vei reuși să iei atitudine în fața celorlalți, pentru că saturn acolo mai vorbește și despre a da exemplu celorlalți, despre a, a fi ca un profesor, ca un mentor pentru ceilalți. Să vedem în continuare și tarotul ce îți transmite pentru această săptămână, ce trebuie tu să cunoști. Să vedem dragi pești, 6-12 martie. La baza pachetului pentru tine avem arcana minor șapte de cupe, multe posibilități care se arată în fața ta în această perioadă, multe alegeri pe care le ai de făcut, dar șapte de cupe vorbește și despre iluzii. Atenție puțin să nu pierdeți contactul cu realitatea în această săptămână, pentru că așa cum spuneam, Marte se apropie de acel careu cu Neptun din zodia ta, deci e posibil să nu vezi lucrurile clar. Ai o dorință aici de a te aventura, de a merge înainte. Atenție pe tot ce ține de petreceri, atenție pe evenimente din astea importante, unde ai putea să-ți pierzi oarecum controlul. Doi de monede. Doi de monede vorbește despre o săptămână în care ai de luat o decizie importantă, în care analizezi o situație împreună cu cineva, dar și reprezintă faptul că lucrurile pe de o parte merg bine, pe de altă parte sunt probleme. Te poți ocupa de mai multe activități în același timp sau te poți ocupa de două situații de două relații. Trei de spade în mintea ta, trei de spade vorbește despre o oarecare dezamăgire, despre cel moment când ceva nu ți place, ceva nu ți convine. Bineînțeles că luna asta plină, să știi că vine cu surpriză pentru tine, punctul norocului e chiar învărsător, adică ești protejat, dar e cu mari surprize. Apoi avem justiția în inima ta, justiția vorbește despre o legătură cu zodia balanță, dar uite că este o săptămână în care reușești să te echilibrezi din punct de vedere emoțional, reușești să iei niște decizii importante legate de casă și de familie, chiar te ocupi cu zona aceasta birocratică. Echilibrul sau cumpătarea la baza manifestărilor tale, o legătură cu zodia săgetător, uite că este o săptămână în care reușești să echilibrezi lucrurile, dar din nou se accentuează această energie, cum că pe de o parte lucrurile sunt bune, pe de altă parte nu sunt atât de pozitive. Uite, dacă vrei, în plan profesional, pot apărea probleme da? sau uh, medical pentru alții, pentru că nu uitați Lilith uh, este totuși pe casa a șasea încă reușești să găsești vindecare sau reușești să echilibrezi cumva lucrurile. Dacă vrei să mergi la medic în legătură cu o problemă de sănătate, e ok, chiar este recomandat să faci asta. Mergi la un control, fă investigațiile necesare, că e ok, da? Ce mai văd aici este faptul că uh, din punct de vedere personal lucrurile se mai clarifică. Asul de monede avem aici o șansă care ți se oferă, o dovadă pe care cineva ți-o dă, dar asul de monede vorbește și despre un nou loc în care mergi, noi persoane pe care tu le vei avea în preajma ta și tot asul de monede vorbește despre abundență, despre o șansă frumoasă. Steaua, o legătură cu un vărsător, mai văd aici, Steaua vorbește despre acel moment în care ți se arată o speranță, ți se arată o rază de lumină. Uite că reușești să rezolvi ceva legat de casă, de familie, ceva legat de uh, un electrocasnic sau, nu știu, un televizor, ceva de genul acesta. Adică Steaua mai vorbește și despre tehnologie. Deci, dacă ai de gând să faci așa ceva, e ok, tot înainte pentru că ești, ești susținut. Da? Noutăți plăcute care apar în casă, în familie și o veste bună văd aici din partea unei persoane dragi ție. Apoi avem 5 de băte, ultima carte. 5 de băte vorbește despre conflicte care apar în această perioadă la muncă sau ai în jurul tău o persoană puțin geloasă, o persoană puțin agitată. Da? Și aici va fi nevoie să iei o decizie să iei o decizie. Ai o persoană în jurul tău care se află într-o nouă etapă de viață și care este puțin agitată. Este clar că aceste decizii sunt vitale pentru tine. Șapte de cupe mai reprezintă și iluzii. ai uite că ai crezut tu că lucrurile stau într-un fel și în săptămâna asta afli că nu sunt chiar așa și că e nevoie să iei cumva o decizie. Dragii mei pești, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea canalului. Ai toate detaliile în descrierea videoclipului dacă ești interesat și această calitate de membru îți asigură acces la toate previziunile bonus pentru toate zodiile, pentru luna martie, o să ai și pentru aprilie aici pentru anul 2023 și pentru toate zodiile, toate citirile care apar. Dragii mei pești, vă doresc o săptămână cât mai frumoasă. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, funcții gratuite pentru toți și te invit cu drag și la previziunile zilnice pe zodii, la previziunile pentru luna martie, pentru că mai urmează evenimente mari. Dar și la previziunile pentru anul 2023, te îmbrățișez cu mare drag și îți doresc să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă.